Mai ales când își amintiră spusele lui Cicicov, din care reieșea că ar avea mulți dușmani ce atentaseră până și la viața lui, ei bine, atunci căzură și mai tare pe gânduri. Noaptea îți dai seama că știrile din Ucraina sunt cele pentru care îți poți ține respirația. Din primele zile ale invaziei ruse a auzit numele lui Gogol într-un video în care un ucrainean le promitea soldaților lui Putin că noaptea liniștită pe care o descrie scriitorul nu e un semn bun pentru ei. Nicolae Gogol s-a născut în Ucraina și e unul dintre clasicii romanului rusesc. Din mantaua lui Gogol am ieșit toți, ar fi spus Dostoievski, dar se pare că sunt vorbele francezului care l-a făcut celebru în vest pe autorul Demonilor. Eu vreau să știi cuvintele lui Gogol din romanul pe care el îl numește poem, Suflete Moarte. Când poezia și fresca realistă se întâlnesc pentru un mister omul onorabil, de condiție bună, care se apucă să cumpere de la bogații locului țărani care deja au murit. Astăzi ai în minte semnul Z de pe tancurile lui Putin în Ucraina. Așa că poate să te frapeze că orașul capitală de gubernie în care își începe cumpărăturile Cicicov în cartea lui Gogol este desemnat doar drept NN, ceea ce nu e nevoie să însemne mare lucru pentru că ești obișnuit cu simbolurile răsturnate. Frica e mai molipsitoare decât ciuma și se ia într-o clipă.